Florin Prunea nu mai este managerul Astrei. Patronul echipei Ioan Niculae a trecut la punerea în practică a restructurărilor pe care le-a anunțat, reducerea cu 25% a personalului administrativ. Pe lângă Prunea și directorul de marketing a fost eliberat din funcție. Bosul Astrei a declarat astăzi televiziunilor centrale că fostul manager a comandat presei de scandal un articol negativ la adresa lui Marius Șumudică, noul antrenor, și fostul său coleg de club și coechipier Tibor Selimeș a fost dezamăgit de atitudinea lui Prunea, cât timp au lucrat împreună la Ploiești.